Yeplin. Mie mi-a părea, deci fii atent, la semifinală Caprian era 12, nu 13, nu 14.
Bună ziua, dragi iubitori ai fotbalului american și bine ați venit la Robol 9, finala campionatului național de fotbal american, ediția 2018. Astăzi se vor întâlni în finală Bucharest Rebels și Cluj Crusaders. Cele două echipe își dispută șansa de a reuși să aducă în palmares cel de-al patrulea titlu de campion ai campionatului național de fotbal american. Va fi un meci cu totul spectaculos. Cei de la Reșița Locomotives, care s-au ocupat de organizarea evenimentului împreună cu primăria Reșița, au organizat cu totul ceva special pe lângă terenul Mircea Chivu, unde ne aflăm în acest moment. Imnul înainte de start va fi intonat de către Andra Cradiel și ca moment festiv și artistic, Dean Bowman va cânta imnul Statelor Unite ale Americii. La jumătatea meciului, halftime show cu Poștașul, iar postgame show cu Red Flame, astfel încât ceva cu totul special pentru acest final de sezon. Bucharest Rebels și Cluj Crusaders se întâlnesc în Robol 9. Cluj Crusaders au ajuns în Robol 9 în urma sezonului perfect. S-au clasat pe primul loc în sezonul regulat, fără înfrângeri, și au trecut fără mari probleme de Bucharest Warriors, clasată pe locul al patrulea, Bucharest Warriors, meciul fiind jucat la Cluj. De partea cealaltă, Bucharest Rebels au avut o singură înfrângere în sezonul regulat, înfrângere împotriva celor de la Cluj Crusaders, ocupând locul al doilea la finalul sezonului. Aceștia au ieșit ulterior victorioși din semifinala jucată acasă împotriva celor de la Timișoara 89ers. Întâlnirea din sezonul regulat a prezentat o echipă Crusaders puternică și eficientă, în timp ce Rebels nu au arătat coeziunea necesară pentru a face față campioanei antitră, Cluj Crusaders venind după un sezon 2017 încununat cu victoria în Robol 8. De-a lungul istoriei celor două echipe, acestea s-au întâlnit de 9 ori, de fiecare dată în campionatele naționale, niciodată nu au avut un amical disputat. În ciuda faptului că Cluj Crusaders a fost invitat în 2010, iar Rebels în 2012. Din întâlniri, 4 dintre ele au fost disputate în cadrul robolurilor. În finala 2012, jucându-se doar un singur meci în campionat, acesta reprezentând și Robol în regim tur-retur, au fost două dintre meciuri, după care în 2015 și 2016 s-au mai întâlnit cele două echipe în meciurile finale ale campionatelor. Și Rebels au câștigat finalele din 2015 și 2016. În 2012, Cluj Crusaders ieșind învingători. Cluj Crusaders au 3 finale câștigate și 7 prezențe, actualmente 8 prezențe din 9 roboluri organizate până în prezent. Pe de cealaltă parte, Bucharest Rebels au 3 roboluri câștigate din 4 finale disputate. 6 roboluri fiind organizate de la înființarea echipei. Acesta este al 7-lea, o nouă prezență pentru Bucharest Rebels în finală. Cu siguranță vom avea parte de un spectacol cu totul și cu totul special. Avem în față două echipe cel puțin efervescente din multe puncte de vedere. Și două secunde, niște mici probleme logistice. Trebuie și aprinsă stația. Bun. Și da, în verificarea echipelor sunt niște lucruri de luat în considerare. Bun, să trecem la câteva statistici destul de interesante. Cei de la Cluj Crusaders au avut în medie 32 aproape 32,8 puncte marcate pe meci
și au primit 11 două secunde. Unu, doi. Alături de noi este și președintele Ligii de Fotbal American, Atina Nog, care îl ajută pe arbitru central și, și președintele grupului de arbitri să verifice o instanță cu privire la rosterul echipelor. Și avem câteva statistici interesante despre cele două echipe. Cluj Crusaders, după cum spuneam, au 32,8 puncte marcate pe meci și 11,3 primite. De partea cealaltă, Rebels au marcat 27,5 puncte pe meci și 14,8 primite. De menționat că această statistică este făcută doar între meciurile dintre cele patru echipe care au ajuns în finala mică, respectiv finala mare. Ofensiv, cei de la Rebels stau mai bine decât cei de la Crusaders, dar nu cu mult. Iar pe partea defensivă însă, cei de la Crusaders stau mult mai bine, permițând mai puțin iarzi. De asemenea, printre statistici, ne-am uitat un pic și la statisticile de jucători și avem câteva lucruri interesante apropo de sezonul 2018. Dacă reușim să încărcăm pagina cu statistici. Până atunci, atmosfera este cu totul și cu totul special aici la Reșița. În spatele stadionului se organizează și runda de antrenament pentru raliu în coastă. Și dacă veți mai auzi pe fundal motoare în trombă, să știți că este din acest motiv, dar la ora 6 am înțeles că se oprește zona de sesiuni. Așadar, avem parte de un meci foarte, foarte interesant. Astăzi sperăm să avem spectacol mare. Și legat de iarzi, Crăciun are 715 iarzi aruncați, quarterback-ul celor de la Bucharest Rebels, în timp ce Paul Cârje, quarterback-ul celor de la Cluj Crusaders, are 419 iarzi aruncați. Un lucru care e destul de interesant, în ciuda faptului că cei de la Rebels îl au pe David White în și este intrarea celor de la Bucharest Rebels pe teren în acest moment. Băieții nu par să se grăbească, sunt relaxați înainte de meci. Efectivul celor de la Rebels este unul impresionant. Bucharest Rebels. Și Cluj Crusaders intră pe teren în acest moment.
aproape 40 de jucători au cei de la Rebels în astăzi. În timp ce Clujul are aproximativ 30 de jucători. Și avem intonarea imnului Statelor Unite ale Americii de către Dean Bowman. Sper că auziți și voi măcar așa pe fundal această pleiadă. Și acum imnul României. Imnul de stat al României, cântat de Andra Cradiel. Thank you.
odată încheiat acest moment, echipele se duc spre marginile desemnate. Cluj Crusaders vor fi pe partea apropiată a unghiului nostru de filmare, în timp ce Bucharest Rebels se află pe partea îndepărtată. În mod surprinzător, norii de ploaie s-au adunat foarte repede peste stadion, ceea ce e un element pozitiv atâta vreme când începe să plouă. De altfel, era o zăpușeală destul de neplăcută și nefavorabilă pentru un meci de fotbal american la finalul finalei mici dintre Timișoara 89ers și Bucharest Warriors. Echipa care va avea 4 titluri de campioane, echipa care se va desprinde. Este meciul în care vom avea cei mai mulți jucători de naționalitate americană, având 3 jucători la Bucharest Rebels și 2 la Cluj Crusaders. Și cei 4 capitani de la cele două echipe se întâlnesc la mijlocul terenului în acest moment pentru coin toss. Pentru Cluj Crusaders, capitan Paul Cârje, quarterback-ul echipei, Anu Heinrich, linebacker și running back, Attila Albert și Gabriel Popa, numărul 91. De partea cealaltă, David White, numărul 22. Rebels au câștigat, Toidosu au ales să aleagă în cea de-a doua repriză, astfel încât Cluj Crusaders au ales să primească în această primă repriză a Robol 9 și vor primi cei de la Cluj Crusaders în partea stângă, cei de la Rebels vor șuta de la dreapta. Capitan pentru Bucharest Rebels, David White, numărul 22, Alexandru Vameșu, numărul 75, Radu Ene, numărul 85 și Robert Sambrea, numărul 99. Astfel încât Cluj Crusaders vor da startul acestui match după ce vor primi kick-off-ul Bucharest Rebels. Arbitrii pentru acest meci, George Rusu, arbitru principal, Boieriu Cătălin, umpire, head linesman, cel mai probabil head linesman Dan Dragomir sau Alin Benzar. Au fost niște schimbări față de lista inițială. Alin Benzar, line judge, Adrian Baciu, back judge, Adrian Balin, field judge, Ionuț Besoiu, side judge și Emilia Matei, center judge. Din câte pot să-mi dau seama, Emilia Matei este line judge și la linie pe partea respectivă este Ionuț Balin. Startul meciului va fi dat în câteva momente. În spate, pentru a primi de la Cluj Crusaders, Micaci, numărul 10, și Levente Mate, dacă nu mă înșel, numărul 20. Și avem kick-off pe mijloc, recuperat de către numărul 2, îmi cer scuze, Trevor Lothrop, care reușește să se găsească un spațiu de alergare pe partea stângă și scapă de un prim placaj, reușind să ajungă până la linia de 30, acolo unde este pus la pământ de către un jucător. Returnarea sa s-a oprit la linia de 28 de ani. Și mingea va fi repusă în joc de la linia de 28 de iarzi. Acolo au marcat arbitrii
punctul în care a fost pus la pământ Trevor Lothrop, astfel încât este first down de la linia de 28 pentru Cluj Crusaders. Spread formation. Nu, este un este o formație cu doi running backs în spate. Și avem run cu Levente Mate pe mijloc, care este luat la linia de scrimmage de către Inoke Ngalo la linia de scrimmage. Al doilea down și 10 yards pentru Cluj Crusaders în acest moment. Cei de la Rebels se apără foarte aproape de linia de scrimmage. Jai formation de această dată pentru Cluj. Și o încercare de pas al lui Paul Cârje către Sahrani, numărul 28, care nu reușește să prindă mingea. Mingea a fost un pic în spate pentru receiverul celor de la Cluj, astfel încât nu a reușit recepția. Este al treilea down și 10 yards pentru Cluj Crusaders în acest moment. Din câte ne putem da seama, a început să plouă. Ajuns până la linia de 41 metri. Avem al doilea atac și puțin mai mult de 8 ani. Gata? Sunt live? Bun, ne cerem scuze pentru această întrerupere. Aparatura noastră s-a supraîncălzit de la efervescența acestui start de meci. Și plouă torențial în acest moment pe teren. M-au avut cât mai multe run-uri ale celor de la Cluj Crusaders, care nu au ajuns foarte departe. Un nou run cu Levente Mate ați putut observa în acest moment, care n-a reușit să ajungă decât la linia de scrimici, fiind pus la pământ relativ repede. Și plouă destul de intens. Meciul se întrerupe doar în momentul în care vedem tunete și fulgere. Până atunci fotbalul american se joacă în orice anotimp. Și avem un toss către Micaci, ulterior un reverse către Micaci, care reușește să găsească un oarecare spațiu de alergare, dar nu ajunge înapoi la linia de scrimici, fiind pus la pământ în spatele liniei de scrimici cu aproximativ 3 yards. Astfel încât avem al patrulea down de la linia de 39 a celor de la Cluj Crusaders. Cei de la Cluj nu prea au reușit să înainteze mingea în acest start de partidă, astfel încât vor da posesia celor de la Rebels în urma unui punt. Și avem un punt al lui Laszlo Tamás, care reușește să recepționeze bine mingea și șutează undeva pe mijlocul terenului, acolo unde este unul dintre jucătorii de la Rebels, care preia mingea și o aduce până la mijlocul terenului. Cerba este cel care a returnat mingea și Cerba ajunge la mijlocul terenului în baza acestui return, astfel încât cei de la Rebels au posesia în acest moment de la linia de 50. Cei de la Cluj au început foarte încet această partidă. Drive-ul lor a fost unul axat pe run-uri care nu au avut eficiența probabil pe care și-ar fi dorit-o. Este probabil primul sfert cel mai axat pe testare a unor soluții de pătrundere dincolo de prima linie defensivă. Și avem first down pentru Bucharest Rebels de la linia de 50 de yards. Alex Crăciun, quarterback-ul echipei, alături de el este David White, running back-ul principal al celor de la Rebels. Poate observa în cască move. Oh,
Aici bate cel mai mult. Și am avut un holding, din câte m-am putut să înțelegem din cele spuse de arbitru central, 10 iarzi penalizare, un illegal block in the back. 10 iarzi penalizare. Și... avem first down pentru Bucharest Rebels de la linia de 25. Nu știm exact ce s-a întâmplat, timeout sau ceva de genul ăsta. În primul meci de Busolada nu a fost una la fel de mare, probabil și pentru că ploaia ne-a luat oarecum prin surprindere. În urmă cu câteva momente era frumos afară. Și avem first down și run pe mijloc cu David White, care reușește să găsească un oarecare spațiu de alergare și este luat în primire de către Hanno Heirich, numărul 44, și pus la pământ după aproximativ 3 yards obținuți în urma acestui run. Și avem second down de la 29 a celor de la Bucharest Rebels în acest moment. Și nu avem un arbitru în momentul ăsta pe linie. Aceeași formație, spread formation pentru Rebels. Și un nou run de data aceasta pe partea dreaptă pentru David White, care reușește să găsească un culoar de alergare și obține un nou set de atacuri ieșind din teren la linia de 39. Avem un stack pe teren în acest moment. 10 yards penalizare. Mingea ajunge undeva la 19 yards holding, 10 yards penalizare împotriva ofensivei. Al doilea down și 15 yards pentru Rebels pentru a obține un nou set de atacuri. Cluj Crusaders nu pare să fie în elementul, nu, jucătorii nu par să fie în elementul lor în acest moment. Și avem o pasă către Raduene, cel mai probabil, numărul 85. Numerele de pe tricourile Bucharest Rebels sunt foarte mici și e greu să vezi din față care este jucătorul care a obținut pasa. Și avem al treilea down, drive-ul nu ajunge decât la linia de scrimmage. Da. Raduene, numărul 85. Spread formation pentru Rebels cu un singur running back, 3 receiver pe partea stângă și Crăciun se uită undeva pe partea stângă și în cele din urmă aruncă în dreapta spre Daniel Marcu, un pic cam înalt pentru Daniel în pasa respectivă, astfel încât avem al patrulea down și aceeași 17 yards pentru un nou set de atacuri. Probabil vor încerca să panteze de această dată. Ploaia s-a potolit sau s-a mai potolit în acest moment. Nu mai plouă la fel de puternic.
Și avem al patrulea down pentru Bucharest Rebels. Ei sunt în formație de joc în acest moment cu 3 receiver și avem probabil delay of game. În sportsmanlike conduct numărul 22 de la Bucharest Rebels, David White probabil a comentat ceva mai mult decât ar fi fost cazul și au al patrulea down și 30 de yarzi aproximativ pentru un nou set de atacuri în acest moment cei de la Bucharest Rebels. Spread formation cu 3 receiver în partea stângă și avem un punt al lui Alex Crăciun, foarte înalt, dar nu foarte îndepărtat. Și avem un bloc la Kubacki, numărul 13, căruia e ca de casca, astfel încât play-ul se oprește. Și cei de la Cluj Crusaders or să aibă mingea la 28 de yarzi din terenul celor de la Bucharest Rebels. First down pentru Cluj Crusaders de la linia de 28. I formation pentru clujeni în acest moment, dar arbitrii au oprit meciul pentru a se uita la o reluare. Sperăm că nu vom avea parte de foarte multe întreruperi în acest sens. I formation pentru Cluj Crusaders, totul este pregătit pentru un nou drive al celor de la Cluj. Primul s-a încheiat cu foarte puțin succes pentru clujeni în înaintea mingea și avem run cu Levente Mate pe mijloc, care este luat în primire de către linia defensivă și dar reușește să obțină aproximativ 5 yards în urma acestui run pe mijloc. Și este al doilea down și 5 yards pentru un nou set de atacuri la linia de 14, de 24, 23 a celor de la Bucharest Rebels. Și același run pe mijlocul Levente Mate, care încercă să găsească un spațiu undeva pe partea dreaptă, dar este luat în primire de către apărătorii bucureșteni și pus la pământ la linia de scrimmage. Al treilea down și 5 yards pentru un nou set de atacuri. Cluj Crusaders în ofensivă, I formation în continuare pentru clujeni. Și avem un fake și o pasă care nu este cea mai reușită pasă a lui Paul Cârjă. Aruncată spre Maria Micaș, numărul 10, dar care era mult prea departe de jucător. Și
Paul Cârge nu reușește să obțină vreun yard cu acest al patrulea atac și este first down de la linia de 25 pentru Bucharest Rebels din propriul teren. Spread formation cu 3 receiver pe partea dreaptă de această dată pentru Bucharest Rebels. Alex Crăciun, quarterback, și run pe mijloc cu David White, care este luat în primire de către Anu Heinrich și nu reușește să treacă de linia de scrimmage. Alături de Hano la tackle se afla și numărul 27 de la Cluj Crusaders, Laszlo Tamaș. Și avem run pe mijloc încă o dată pentru David White, care reușește să scape de câteva tackle-uri și obține aproximativ 17 yards în urma acestui run. Am avut un false start a celor de la Rebels, astfel încât 10 yards penalizare pentru bucureșteni. Foarte multe penalizări pentru Rebels la începutul acestui meci. Rămâne să vedem cum vor evolua lucrurile. Și avem un nou run pe partea stângă de această dată pentru David White, care trece de mai multe tackle-uri și este pus la pământ după 10 yards câștigați în urma acestui run. Avem un nou stack pe teren, holding numărul 89. penalizare pentru Rebels. Și avem în continuare al doilea down pentru Bucharest Rebels. Spread formation cu 3 receiver pe partea dreaptă pentru bucureșteni. Și o pasă către Daniel Marcu, două steaguri aruncate pe teren. Cel mai probabil vom avea interferență la pasă. Numărul 27 de la Cluj Crusaders. Și
Și avem first down pentru Bucharest Rebels în acest moment. Spread formation cu trei receiveri în partea stângă, în partea dreaptă pentru Rebels și run pe mijloc cu David White, care este luat în primire de către apărătorii clujeni, din nou Hanno Heinrich la tackle. Și odată cu acest play s-a încheiat primul sfert. Foarte scurt a fost acest prim sfert al Robol 9. De menționat faptul că a plouat puternic în prima parte a sfertului și tocmai din acest motiv s-a axat foarte mult pe run-uri. Bogdan, nu te pare pentru apă, să le rog. Ține mult, dar au să dau. Zic că nu a fost atâta, mă. Nu a fost atâta. Dă-i rest. Stai că dau rest. Și avem o schimbare de... schimbare de teren. Cluj Crusaders se vor apăra în partea dreaptă. Bucharest Rebels vor ataca de la stânga la dreapta. Și avem al doilea down pentru Rebels de la linia de 32 din propriul teren. Trei receiver pe partea dreaptă pentru Rebels în acest moment. Și un nou run pe mijloc cu David White, care încearcă să găsească un spațiu în partea dreaptă și este luat în primire de către mai mulți apărători de la Cluj, în frunte cu Trevor Lothrop, care a fost primul la contact în cazul run-ului respectiv. Avem al treilea down și 9 yards pentru un nou set de atacuri pentru Bucharest Rebels. Al treilea down și 9 yards. O pasă către Laurențiu Caprian. N-a avut nicio șansă să ajungă la minge Laurențiu în cazul acestui play și este al patrulea down pentru Bucharest Rebels. Un meci foarte greu în acest start de repriză. Să vedem cum vor continua lucrurile și avem o formație de punt clasică și pentru Bucharest Rebels în acest moment, ceva mai rar văzut în cadrul echipei bucureștene. Și avem un punt pe mijloc reușit, care este prins de către Florin Oltean și încearcă o returnare pe partea stângă, unde găsește un oarecare culoar de alergare și este luat în primire de către numărul 76, care îl scoate în afara terenului. Numărul 76 de la Bucharest Rebels, Codrin Cuciurean, cel puțin așa scrie pe foaie. Cei de la Bucharest Rebels, fiind probabil atât de mulți, au și probleme cu numerele de pe tricou. Am primit mai multe liste în acest sens și nu știm exact toate numerele de pe tricou.
Și avem first down pentru Cluj Crusaders de la linia de 33 din terenul celor de la Rebels. Să vedem dacă și ofensiva va reuși să înainteze cu mingea. Special teams au avut o acțiune pozitivă eficientă în acest sens. Și avem o pasă către George Scridon, care reușește să prindă mingea undeva în partea stângă și ajunge până la linia de 19 yards, reușind un nou set de atacuri, să obține un nou set de atacuri pentru Cluj Crusaders. First down Cluj Crusaders de la linia de 19. High formation pentru Cluj în acest moment cu Levente Mate și o pasă către Florin Oltean, care este scăpată, una dintre puținele pase pe care le-a scăpat Florin Oltean de-a lungul carierei lui de jucător. Și avem al doilea down și 10 yards pentru Cluj Crusaders după acest screen ratat. În al doilea down și 10 yards, high formation în continuare pentru Cluj Crusaders. Și avem o pasă către încercată de Paul Cruge către Scridon, prea departe pentru jucătorul clujan, dar rămăsese oarecum liber față de Scerba, safety-ul celor de la Bucharest Rebels. Este al treilea down și 10 yards pentru un nou set de atacuri de la linia de 19 pentru Cluj Crusaders. Tot ce ne dorim însă este să nu avem parte de un meci cu puține puncte. Un meci al defensivelor și avem o nouă încercare de pasă către Mica și care reușește să ajungă în teren și este blocat de către Cearec Cerba fix în momentul recepției, pasă incompletă pentru Paul Cruge, care l-a găsit perfect pe Maria Micaci în colțul dreapta al terenului, fără să aibă succes. Cu siguranță era în end zone, ar fi fost touchdown dacă Cerba nu ar fi fost acolo în momentul contactului. Și avem field goal încercat de către Cluj. Laszlo Tamas este cel care șutează. Și 3 puncte reușite de Cluj Crusaders în urma acestui drive printr-un field goal reușit de Laszlo Tamas, holder Trevor Lothrop, numărul 2. 3-0 Cluj Crusaders în acest moment. Să sperăm că nu aici se va opri tabela. Mai sunt aproximativ 6 minute din al doilea sfert și din automat din prima jumătate a meciului. Laszlo Tamas este cel care va da kick-ul de start în spate pentru a primi David White și nu știu celălalt jucător. Și David White este la primire și va încerca un return pe partea stângă undeva, acolo unde are un oarecare spațiu de alergare și iese din teren undeva la linia de 43 de yards.
Un return foarte bun pentru pentru David White. 20 ceva de arzi, aproape 30 de arzi returnați de către jucătorul american de la de la Cluj Crusaders, de la Bucharest Rebels. În 42 de arzi, îmi cer scuze, first down de la linia de 42 din propriul teren pentru Bucharest Rebels, 10 arzi pentru 900 de atacuri. Spread formation cu 3 receiveri pe partea dreaptă pentru Rebels în acest moment și Crăciun va încerca o pasă pe partea stângă, fix înainte de lovitură și o pasă reușită, prinsă de Daniel Marcu, numărul 88. Sper să nu mă înșel. 30 de yards, 20 de yards aruncați în această pasă de Alex Crăciun, aruncată mingea fix înainte de a fi lovit. De altfel, după ce a aruncat pasa, a fost și pus la pământ. În continuare, spre formation cu 3 receiver pe partea dreaptă pentru Rebels. David White în spate și avem un run pe mijloc cu David White, care este luat în primire în spatele liniei de scrimmage de către numărul 22 de la Cluj Crusaders, Christian Feier. Și David White acumulează iarăși yards negativi ca în meciul anterior împotriva celor de la Cluj Crusaders. Și avem 12 yards și un nou set de și al doilea down pentru Bucharest Rebels după o pasă spectaculoasă a lui Alex Crăciun către Daniel Marcu și avem deja această pasă către Radu Ene, care recepționează un screen, nu reușește să ajungă însă foarte departe cu mingea, cel mai probabil ajunge undeva să recupereze pierderea pe care au suferit-o din cauza run-ului lui David White, ajungând până la linia de 20 de yards a celor de la Cluj Crusaders, al treilea down și aproximativ 9 yards pentru un nou set de atacuri pentru Bucharest Rebels în acest moment. Alex Crăciun în continuare quarterback, David White running back, 3 receiver pe partea dreaptă pentru Alex Crăciun, depărtare doar un receiver și Alex Crăciun încearcă o nouă pasă către Laurențiu Capria, numărul 12. O pasă un pic cam înaltă pentru jucătorul jucătorul bucureștean, el este unul dintre rookies adus de la Bucharest Titans. Astfel încât pentru Laurențiu Caprian este primul an în campionatul național de fotbal american. Și avem al patrulea down de la linia de 20 de yards pentru Bucharest Rebels. Spread formation cu 3 receiver pe partea stângă de data aceasta, Alex Crăciun și David White și o pasă foarte înaltă către Radu Ene, la care ajunge mai degrabă Florin Oltean, safety-ul celor de la Cluj Crusaders, numărul 21, decât Radu Ene, și reușește să pună mingea în pământ Florin Oltean. Schimbare de posesie în acest moment, Cluj Crusaders reiau atacul în urma acestui al patrulea down, fără să reușească cei de la Rebels să urce puncte pe tabelă. Mai sunt 3 minute aproximativ din al doilea sfert al acestui meci. Un meci cu puține puncte, dar un meci al defensivelor, cum era de așteptat. Sperăm că vom avea parte de mai multe puncte în a doua repriză. Formație cu 2 running backs de protecție pentru Paul Cârge și o pasă către Florin Oltean, care reușește să scape de mai multe tackle-uri și este pus la pământ undeva la 40 de yards după ce rupe mai multe glezne ale defensivei bucureștene. Pus la pământ în cele din urmă de către Șarec Cerba,
numărul 25, safety-ul de la safety-ul celor de la Rebels. Aleargă până la linia de 41. Marek Scherma, am cer scuze. Zece iar și un nou set de atacuri pentru Cluj Crusaders, aceeași formație cu doi running backs de protecție pentru, Cluj. Dar avem un fake și un toss către, către numărul 13, care este luat în primire de către Carl Lightfoot și pus la pământ la linia de scrimmage Răzvan Cristea. Running back-ul care a avut un foarte mult succes în, în meciul din sezonul regulat împotriva celor de la Rebels. Am putea spune o revelație a sezonului, printre multe altele. Și avem o penalizare pe teren, steaguri aruncate. 5 yards penalizare împotriva defensivei celor de la Rebels. Nu ne putem da seama exact de ce. Și... Dar Cluj Crusaders au trecut de mijlocul terenului și au ajuns la linia de 44 a celor de la Rebels. Mai sunt 2 minute din această repriză. Ultimele 2 minute au o modalitate de a ține de, de ceas specială și avem run pe mijloc cu Tamaș și Tamaș pe centru terenului, ajungându-se la un al doilea down de la linia de 41 de iarzi. High formation pentru Cluj Crusaders cu acest al doilea down și 2 yards pentru un nou set de atacuri. Un run cu Cristea pe mijloc, care reușește să se elibereze de tackle-uri inițiale și este pus într-o final la pământ la linia de 35 de yards. Un run interesant dacă cut-ul ar fi fost reușit și nu ar fi, fost lovit imediat după cut, probabil ar fi reușit mai mulți iarzi, astfel încât au ajuns la linia de 35 din terenul advers de la Cluj Crusaders și găsesc soluții să înainteze cu mingea în acest final de primă repriză a finalei campionatului național de fotbal american, Robol 9. Protecție suplimentară pentru Paul Cârje și o pasă lungă către Maria Micaș, care ajunge în end zone și este touchdown. George Scridon, îmi cer scuze, după o pasă superbă a lui Paul Cârje pe partea stângă. Protecția suplimentară l-a ajutat enorm pe Paul, numărul 85 de la Bucharest Rebels. Radu Ene era acolo pentru, un placaj. Și dacă nu mă înșel, și datorită protecției suplimentare a avut timp să arunce o pasă superbă către Scridon numărul 1, care ajunge neatins în end zone. Touchdown Cluj Crusaders, 9-0 în acest moment pentru clujeni. Fost 12 oameni în huddle și din cauza asta s-a dat o penalizare împotriva celor de la Cluj Crusaders. Și vor încerca și un extra punct. Laszlo Tamaș este cel care va încerca. Punctul holder Trevor Lotrop. Și reușit și extra punctul.
Mai este un minut din meci. Din meci, din prima repriză. Un minut din prima repriză, da? Mai este aproximativ un minut din prima repriză. Un minut și 13 secunde, mai exact. Și avem în spate la primire David White pe partea stângă și un jucător a cărui număr nu pot să-l dezlușesc pe partea dreaptă. Lazlo Tamaș este cel care șutează și Robert Ion, din câte văd, numărul 27, care încearcă să obțină un spațiu de alergare, dar nu reușește să treacă dincolo de linia de 23 de iarzi. Și mingea este la linia de 23 de iarzi, avem și un steag pe teren. First down de la linia de 23 pentru Bucharest Rebels. Spread formation cu 3 receiver pe partea stângă de această dată pentru bucureșteni. David White, running back, Alex Crăciun, quarterback. Și avem o pasă interceptată de către Lazlo Tamaș, numărul 27. Ar fi putut să ajungă Nenzon, dar l-a alunecat la linia de 7 iarzi. La linia de 7 iarzi din terenul celor de la Rebels. Cu aproximativ un minut din prima repriză rămas, avem totuși mingea, văd că se întoarce la linia de scrimmage. Nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat. First down, Bucharest Rebels. First down, Bucharest Rebels. A fost o penalitate pe teren de care nu ne putem da seama cu exactitate. Dar first down de la linia de 37. Și avem timeout luat de Cluj Crusaders. Ai bani de dat? Că am vrea să facem angajări, dar avem nevoie de bani ca să angajăm oameni. Ce? Roughing the passer. A avut penalizare de roughing the passer. Ok, și avem o penalizare de roughing the passer și a fost contestată de Cluj? Nu, n-a fost. Mă rog. A fost un roughing the passer, nu știu dacă a fost contestat sau nu de Cluj. Oricum, penalizarea a rămas și mingea rămâne în posesia celor de la Cluj Crusaders și avem o pasă aruncată către Daniel Crăciun. Daniel Marcu, de către Alex Crăciun, o pasă care a ajuns mai bine în mâinile lui Cosmin Popa, care nu a reușit să păstreze posesia mingii pentru o nouă intercepție. Prima a fost anulată de un roughing the passer. Avem al doilea down și 10 yards pentru Bucharest Rebels.
Și o nouă pasă mult mai serioasă pentru Daniel Marcu de această dată, care reușește să recepționeze și ajunge până la linia de 14. Și avem Steag pe teren aruncat din nou. Pass interference, defensive pass interference aruncat de către arbitrii, care a fost respins tocmai pentru că recepția a fost mult mai avantajoasă pentru cei de la Rebels. De menționat că în IFAF preluat din NCAA, penalizarea de interferență la pasă este de maxim 15 yards, în NFL este de minim 15 yards. First down de la linia de 13, de 23 pentru Bucharest Rebels. Mai sunt 30 de secunde din această repriză. Într-un moment oportun pentru Bucharest Rebels, au 30 de secunde să marcheze primul lor touchdown sau măcar să urce pe tabelă. Trei receiver pe partea stângă pentru Bucharest Rebels, Alex Crăciun quarterback, David White running back și protecție bună pentru Alex Crăciun. O pasă către Radu Ene, care este luată în primire de către numărul 81 de la Cluj Crusaders, Robert Mick, și nu reușește să recepționeze pasa. Radu Ene a fost ținta preferată a lui Alex Crăciun în sezonul trecut. Anul acesta, coeziunea între cei doi jucători pare să sufere oarecum. Daniel Marcu a luat primul loc în lista receiverilor bucureșteni. Și avem o pasă scurtă foarte înaltă pentru numărul 13, Kubaschi, Iacob Kubaschi. Ar fi trebuit să fie un screen, m-a aruncat jos și Alex Crăciun a aruncat foarte înalt mingea. Sunt câteva secunde și este al treilea down pentru Bucharest Rebels la aceeași linie de 23 de yards. Am încercat pase în continuu tocmai pentru că timpul nu le permitea run-uri care să erodeze defensiva clujană. Și avem o pasă interceptată de Cosmin Popa, numărul 91. Cosmin Popa a reușit mai multe intercepții de-a lungul jocului și avem un stack din nou pe teren. First down Crusaders de la locul intercepției. Am avut o penalizare împotriva Rebels care a fost anulată. Și se întâlnește toată lumea la mijlocul terenului în acest moment. Probabil vor avea o dezbatere pentru acest subiect cu câteva secunde înainte de finalul celei de-al doua reprize. Ce s-a întâmplat? Lucian a rămas posesie pentru Rebels. Lucian înțelege mai multe decât mine din ceea ce se întâmplă. Nu știm cum a rămas posesie pentru Rebels în acest moment. Este o penalizare, dar nu ne dăm seama ce penalizare e.
Sigur e penalitate? Da, încercăm să ne dăm seama, vom vedea exact cine va pune. Nu, este, rămâne mingea celor de la Cluj Crusaders în urma intercepției. Nu știm exact, toată lumea discută pe teren. Cu adevărat, este un meci de fotbal american din România și în această finală avem parte de foarte multe discuții legate de arbitraj, care cu siguranță ajută. Comunicarea întotdeauna facilitează o experiență cât mai pozitivă de toate părțile și ne bucurăm că această comunicare are loc în mijlocul finalei mari, în Robol 9, cu câteva secunde înainte de finalul primei reprize. Și este first down pentru Cluj Crusaders de la linia de 10 yards din propriul teren. Mai sunt foarte puține secunde, cel mai probabil Paul Cluj va pune genunchiul jos. Și Paul Cluj a pus genunchiul jos, s-a încheiat prima repriză. Din câte pot să-mi dau seama, halftime show este poștașul. Cred că putem să tăiem sunetul în acest moment. Bun, vom reveni cu a doua repriză. Dacă poștașul va cânta la pauză, vom reveni și cu sunet pentru a-l auzi.
Bine ați venit la a doua repriză din Robol 9, Cluj Crusaders împotriva celor de la Bucharest Rebels. Scorul este 10-0 pentru Cluj Crusaders în acest moment. Rebels au fost foarte aproape de a înscrie, dar a fost aruncată o intercepție și o minge recuperată de către Charex Cerba, numărul 25, care a reușit să o returneze pentru aproximativ un yard până la linia de 26 din propriul teren. Bucharest Rebels, un nou set de atacuri, primul set de atacuri din această a doua repriză. First down, au schimbat quarterback-ul și avem run cu numărul 13, care reușește să obțină un nou set de atacuri. Iacob Kubacki este quarterback-ul titular pentru cea de-a doua repriză pentru Bucharest Rebels. Iacob a făcut un scramble pe partea dreaptă și a reușit să obțină un nou set de atacuri pentru Rebels, ajungând până la linia de 43 din propriul teren. First down și 10 yards pentru Rebels în acest moment. Iacob Kubacki, quarterback, David White, running back, în acest moment în backfield-ul celor de la Rebels, mai mult străini, și avem run cu David White, care reușește să scape de un prim tackle și ajunge până la linia de 39 din terenul celor de la Cluj. În continuare, al doilea down și un yard jumate aproximativ pentru un nou set de atacuri pentru Bucharest Rebels. Mult mai eficient se mișcă în această a doua repriză cu Kubacki, quarterback, și avem o pasă către Daniel Marcu, o pasă destul de înceată, destul de greu a ajuns la Daniel pasa. A fost luat în primire de către Lazlo Tama și pus la pământ imediat după recepție. Îmi cer scuze, numărul 97, Jonathan Laser. Reușind să pierdă aproximativ un yard cei de la Rebels cu acest play. Este al treilea down și 3 yards pentru un nou set de atacuri bucureștene. Trei receiver pe partea dreaptă pentru Rebels în acest moment, David White în spate, și avem un scramble încercat de Kubacki pe mijloc, care este luat în primire de către linia clujană. Acolo la tackle Trevor Lothrop, Anu Heining, numărul 44. Al patrulea down pentru Bucharest Rebels, la linia de 33. Mai au mai puțin de un yard pentru a obține un nou set de atacuri. Spread formation cu 2 receiver pe fiecare parte și Iacob Kubacki, un nou sneak de această dată, reușit de jucătorul polonez, care obține un nou set de atacuri odată cu acest play. First down de la linia de 34 pentru Bucharest Rebels. Rebels se mișcă ceva mai încet în acest moment în huddle, dar mult mai eficient în play-uri. Spread formation.
Și avem run cu David White pe partea stângă, care găsește un culoar de alergare destul de liber pentru aproximativ 15 yards de run. First down pentru Bucharest Rebels la linia de 20, aproximativ 20 de yards. Nu se văd liniile pe teren în acest moment, tocmai pentru că soarele bate puternic și nu se mai înțelege. Alex Roy îmi spune că joacă zone read și nu e vorba despre un scramble, era gândit să alerge quarterback-ul. Mulțumesc, Alex, că este alături de mine prin mesaje pentru comentarii. Meciul este oprit în acest moment. First down de la linia de 20 pentru Rebels. Trei receiver pe partea dreaptă, David White în spate și avem un nou run pe partea stângă a lui David White, care este luat în primire la linia de scrimmage de Attila Albert de la Cluj Crusaders. Nu reușește să înainteze David White foarte mult. Aproximativ un yard a reușit să obțină în urma acestui play. Este al doilea down de la linia de 19-20 aproximativ și 9 yard, să spunem, pentru un nou set de atacuri. Kubacki quarterback, David White în spate și o pasă lungă către receiverul de partea stângă, Daniel Marcu. Florin Oltean era acolo pentru protecție și reușește să oprească recepția. Al treilea down și 9 yards pentru un nou set de atacuri pentru Bucharest Rebels. Și avem un zone read pentru Kubacki, care aleargă pe centru după un fake către David White pentru aproximativ 5-6 yards. Dar avem și un stack pe teren. Și este holding, 10 yards, penalizare, al treilea down în continuare pentru două secunde să rezolv un pic cu microfonul. Ionuț, ne ajungi tu să trimiți microfonul jos? Mulțumesc! Păi de acolo. Gata, am găsit și microfonul pentru Al treilea down și 20 de yards aproape pentru 900 de atacuri pentru Bucharest Rebels. Kubacki în continuare quarterback și va încerca cu siguranță o pasă lungă către Raduene, care este prea departe de minge pentru a reuși să obțină ceva. Și avem un nou stack pe teren. Da, și avem două stack-uri pe teren. Să vedem dacă e vorba despre interferență la pas în cazul ăsta. All right.
Și arbitrii se vor uita și de această dată pe filmare, să vadă exact despre ce este vorba și dacă e cazul pentru interferență la pas. Un start de partidă cu ploaie abundentă, care s-a oprit relativ repede. Și am avut un sportsmanlike conduct pentru numărul 99, ofensivă, 15 iarzi penalizare de la locul faptei, de la 29 de iarzi, încă 15 iarzi, ar avea 35 de iarzi pentru un nou set de atacuri, cei de la Bucharest Rebels în acest moment. Și avem antrenorul principal adus din America, mă rog, mai exact din Polonia, un antrenor american care m-a antrenat în Polonia, care comentează puternic de pe margine, este șocat de deciziile de arbitraj din cele menționate de el. Dar întotdeauna antrenorii sunt părtinitori, așa că în adevăratul sens al cuvântului nu știu exact cine are dreptate. Avem formație cu 3 receiveri pe partea stângă pentru Bucharest Rebels în acel moment, al treilea down, 35 de yards pentru 900 de atacuri și o pasă foarte lungă pentru Daniel Marcu, care nu reușește să ajungă la pasă. Kubacki încerca să-l găsească pe Daniel Marcu, erau acolo mai mulți apărători la protecție, cel mai aproape Manu Heining, numărul 44. Am al patrulea down pentru Bucharest Rebels în acest moment, 35 de yards pentru 900 de atacuri. Și Rebels vor încerca să joace acest play cu spread formation. Nu, a fost un punt al lui Jakub Kubacki care ajunge până la linia de 9 yards. Clujul va avea un nou set de atacuri de la linia de 9 yards din propriul teren. Să vedem dacă vor reuși să urce noi puncte pe tabelă prin acest drive. Un run al lui Levente Mate, numărul 20, care nu a trecut foarte mult de linia de scrimici. Al doilea down de la linia de 9.5, aproximativ 9.5 pentru 900 de atacuri pentru Cluj Crusaders. O formație specifică pentru pasă în acest moment pentru Cluj, cu protecție suplimentară în spate. Și nu, avem un run cu Levente Mate pe partea stângă, care găsește un oarecare culoar liber de alergare și scapă de mai multe tackle-uri înainte să fie pus la pământ. Yeah!
Un run foarte frumos pe partea stângă a lui Leven de Mate, care a găsit un culoar liber de alergare și a reușit să ajungă, să obțină un nou set de atacuri. Zece iarzi pentru echipa clujană, pentru un holding. Nu știu exact cum a fost dată această penalizare, dar rămâne al doilea down, holding. Și avem o pasă către Marian Micaci, un pic cam departe de Marian. Pasa respectivă, aproape de el era și Marek Cerba, safety-ul. Al treilea atac și 8 yards pentru Cluj Crusaders. Speranța că pot... Și avem o... Și a fost, nu știm exact, am încercat Paul Crijo un scramble, după care a aruncat mingea. Rămâne de văzut dacă a aruncat mingea către Maria Micaci, undeva aproape de linia de scrimmage. Nu știm însă dacă a trecut sau nu de linia de scrimmage. Și arbitrii se uită pe filmare din nou, să vadă exact despre ce este vorba. Să vedem dacă mai găsim ceva interesant de spus despre această ediție de campionat. Cei de la Cluj Crusaders au trecut neînvinși de echipele împotriva cărora au jucat, dar au avut niște probleme interesante. În primul meci împotriva celor de la Mureș Monsters, ofensiva nu s-a mișcat așa cum probabil și-ar fi dorit să se miște. Și am avut foarte multe erori personale din partea celor de la Cluj Crusaders, pe care ulterior le-au reglat în meciul cu Rebels jucat la București, atunci când au reușit să câștige fără drept de apel cu scorul de 34-8. Asta se întâmpla în a doua etapă a sezonului regulat, care reprezenta prima etapă pentru Bucharest Rebels. După acest meci, cei de la Cluj Crusaders au avut nici mai mult, nici mai puțin de 2 luni de pauză între meciul 2 și meciul 3 din sezonul regulat. Și s-a văzut acest lucru și în startul partidei din meciul 3 pentru ei din sezonul regulat împotriva celor de la Bucharest Warriors. Victoria a avut 27-3, dar startul a fost tot la fel destul de încet pentru clujeni. De partea cealaltă, Bucharest Rebels a avut un parcurs puțin diferit, dar s-a reluat meciul și avem un nou run pe partea stângă cu Levente Mate, care este pus la pământ de Marek Cerba, safety-ul celor de la Rebels.
după mai mulți iarzi câștigați de către Levente Mate. Levente Mate este un fost jucător al celor de la Mureș Monsters, ajuns în Cluj și acum joacă pentru Cluj Crusaders de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Este al 4-lea down și 5 iarzi de... Al 4-lea down și 5 iarzi pentru 900 de atacuri pentru... pentru Cluj Crusaders va fi un pant al lui Laszlo Tamaș. Și avem un encroachment, offside defensiv, unul dintre jucătorii de la unul dintre jucătorii de la Rebels au sărit dincolo de linia neutră înainte de startul play-ului. Și în același timp avem și un false start. A fost false start prima oară și din cauza asta au sărit. 5 iarzi penalizare pentru Cluj Crusaders. Astfel. Și avem al 4-lea down. Avem al 4-lea down de la 10 iarzi pentru Cluj Crusaders. În spate Inoche și Șcerba pentru a primi pantul. Și mingea ajunge la Cearex Cerba, care primește mingea și este pus la pământ de către Laszlo Tamaș, de către Maria Micaș, numărul 10 de la Cluj Crusaders. Pantul a fost realizat de către Laszlo Tamaș, numărul 27 de la Cluj. First down, Bucharest Rebels de la linia de 39 din propriul teren. Quarterback în continuare Iacob Kubatski, numărul 13. Din terenul, așa este, îmi cer scuze, din terenul advers, sunt deja în terenul advers în urma acestui punt. Și avem run pe partea dreaptă a lui David White, care reușește să găsească un culoar de alergare și obține un nou set de atacuri. First down de la 24 de yards, 26 de yards pentru Rebels în acest moment. Ar trebui să vedem un drive eficient din partea celor de la Rebels în acest moment. Spread formation cu Dori Siver partea stângă, Dori Siver partea dreaptă pentru Rebels și avem timeout Cluj Crusaders în acest moment. Ca să revin un pic pentru sezonul regulat pentru Rebels a fost unul mult mai inconsecvent. Au avut un prim meci împotriva celor de la Cluj în care au arătat dezordine în joc și asta i-a costat de altfel meciul. În afară de asta, ei s-au redresat pe parcurs, au avut parte și de adversari mai ușor de abordat. Și au reușit să câștige celelalte 3 meciuri din sezonul regulat. De menționat că al treilea, cel împotriva Mureș Monsters, nu s-a mai ținut, astfel încât Rebels au câștigat la masa verde cu 1-0. Semifinala a arătat o echipă a celor de la Rebels net superioară și au arătat o eficiență uimitoare pe care n-am văzut-o în această partidă până acum. Și avem un run al lui Kubatski, care a reușit să obțină aproximativ un yard, a fost dat în afara terenului de către Hanno Heining, numărul 44. N-a reușit decât să ajungă să obțină aproximativ un yard după linia de scrimmage. Este al doilea down și 9 yards pentru Bucharest Rebels.
3 receiver pe partea stângă de această dată pentru Bucharest Rebels. Kubacki quarterback, David White running back și Kubacki încearcă o pasă mult prea scurtă pentru numărul 17 de la Bucharest Rebels, Silviu Coman. Mingea era mult prea departe de receiverul bucureștean, astfel încât este al treilea down și 9 yards pentru un offset de atacuri. Un meci destul de static între cele două echipe, run-uri multe și câteva pase incomplete, mă rog, făcând excepție touchdown-ul celor de la Cluj Crusaders, care a fost dat în urma unei pase către Scridon. Și avem run cu David White pe partea dreaptă, care este luat din nou în primire de către Hiring, numărul 44, și pus la pământ nu mult după linia de scrimmage. Avem și un stack pe teren în acest moment. Vedem exact ce decizie vor lua arbitrii în cazul acestui steag. Nu știm exact despre ce este vorba. Și e o discuție la mijlocul terenului. Zece yards penalizare, este al treilea down, nu știm exact ce s-a întâmplat în ofensivă, holding, poftim? În ofensivă, late hit în ofensivă. Zece yards penalizare. Și avem în acest moment și Tim Tobin, arbitru. Și antrenorul celor de la Rebels are o mică criză pe marginea terenului. Nu cred că puteți să-l auziți, dar cu siguranță l-auzim noi. Și este o oarecare distanță de banca tehnică a celor de la Rebels, acuză faptul că arbitru celor de la arbitru de pe partea lui nu îi spune despre ce este vorba. Nu spune ce se întâmplă în sau i-a spus, dar i-a spus în română. Acum dacă i-a spus în română, e problema lui să afle despre ce era vorba, că suntem totuși în România. Este al treilea down și am mai primit 15 yards de penalizare Tim Tobin, cum înțeleg. Înseamnă că avem 30 de yards, 40 de yards pentru 900 de atacuri. Da, să zicem. Foarte mulți yards pentru 900 de atacuri în acest moment pentru Bucharest Rebels. Au nevoie de aproximativ un 900 de atacuri în acest moment. Este deja, cred că, spre finalul sfertului 3 și ei încă nu au reușit să marcheze. Avem o pasă foarte lungă către Laurențiu Caprian, dacă nu mă înșel, dar Florin Oltean era acolo pentru a proteja, astfel încât pasa a fost incompletă. Florin Oltean era acolo la
Din statisticile pe care le mai avem la nivelul sezonului regulat, David White a reușit cele mai multe, cei mai mulți iarzi în urma run-urilor, 517 din 58 de încercări. Pe locul 2 este Cosmin Burlacu, running back-ul celor de la Bucharest Rebels, cu 465 de iarzi câștigați din 90 de încercări, pe de altă parte. Și s-a încheiat sfertul al treilea din acest meci. Urmează ultimul sfert al Robol 9 și al campionatului național de fotbal american 2018. Și am avut parte și de o penalizare de roughing the passer. După Cosmin Burlacu, jucătorul celor de la Bucharest Warriors, pe locul 3 este Levente Mate, numărul 20 de la Cluj Crusaders, pe care l-am văzut astăzi în acest meci, alături și pe David White l-am văzut pe de altă parte. Din 48 de încercări a avut 373 de yards câștigați. După care urmează Cristea, tot de la Cluj Crusaders, cu 294, și Remus Baiza de la 89ers, cu 151 de yards din 45 de încercări. Challenge cerut de Cluj Crusaders. Și Cluj Crusaders cere să se revizuiască roughing the passer. Pe de altă parte, la yards câștigați, pe locul 1 și pe locul 2, doi jucători de la Bucharest Rebels, Radu Ene și Daniel Marcu. Radu Ene, 24 de recepții din 30 de încercări, 340 de iarzi obținuți în total. Pe locul 2, Daniel Marcu cu 13 încercări din 23 de pase aruncate spre el, 214 iarzi în total. Și pe locul al treilea, Maria Micaci, cu 147 de yards câștigați din 9 recepții, de 15 ori aruncând Paul Cârge spre el. Și pe locul al patrulea, Bogdan Cocoșilă, cu 15 pase recepționate din 22 de pase aruncate spre el, 133 de yards. Și locul al cincilea, Scridon, cel care a înscris și touchdown-ul, singurul touchdown din acest match, cu 6 recepții din 9 pase aruncate spre el și 127 de yards. În afară de aceste statistici, putem spune că și în baza datelor statistice, Cluj Crusaders și Rebels trebuiau să ajungă în finală. Ei sunt lideri detașați la iarzi obținuți în meciurile pe care le-au jucat în 2018, 302 de iarzi pe meci de obținut de Cluj Crusaders din 4 meciuri, și aici ne referim la statistici doar între meciurile jucate între echipele ajunse în finale. Și Cluj Crusaders și Bucharest Rebels, 338 de yards în medie pe meci, la o diferență destul de mare. De locul al treilea, Bucharest Warriors, cu 222 de yards pe meci. Challenge-ul, cei de la Cluj Crusaders au încercat un challenge în baza roughing the passer. Challenge-ul, în baza challenge-ului, arbitrii s-au uitat peste filmare și au decis să rămână această penalizare, astfel încât avem acum first down și 10 yards pentru Bucharest Rebels și un run pe partea stângă cu David White, care reușește să scape de câteva placaje inițiale și obține un nou set de atacuri până undeva la linia de 24 de yards. Este run-ul, first down pentru Rebels. Mingea este pusă undeva pe linia de 23, din câte pot să-mi dau seama.
După cum menționam, odată cu schimbarea quarterback-ului, din câte ne putem da seama, este un pic mai lent scrimmage-ul, huddle-ul celor de la Rebels, dar ofensiva este mult mai eficientă, se mișcă mult mai bine și avem un run pe partea stângă cu Baschi, care este scos în afara terenului de către Jonathan Laser de la Cluj Crusaders. Kubaschi a reușit să obțină aproximativ 5 yards în urma acestui run. Are un option Kubaschi între a alerga, a păstra mingea și a alerga el și a-i da mingea lui David White să alerge cu ea. De data aceasta a ales opțiunea să alerge el și a obținut 5 yards. Al doilea down pentru Rebels la linia de 12 și avem run cu Kubaschi pe partea dreaptă, care reușește să găsească un spațiu de alergare și este ajuns acolo de către Florin Oltean, numărul 21, și Cosmin Popa, numărul 91, scos în afara terenului undeva la linia de 6 yards, dacă nu mă înșel, și este first and goal pentru Bucharest Rebels. Într-un final, spiritele încep să se încingă aici în cadrul meciului. Cei de la Rebels încep să se miște mult mai eficient și sunt în red zone-ul Cluj Crusaders. Rămâne de văzut dacă defensiva celor de la Cluj va reuși să reziste atacului lui David White, care obține un nou run. De data aceasta este oprit la linia de scrimmage, fără să reușească yard suplimentar, mai mult a pierdut un yard. Și este al doilea down de la linia de 7 yards pentru Rebels în acest moment. Este foarte interesantă defensiva celor de la Cluj Crusaders, care reușește să strângă rangurile foarte bine în momentul în care echipa adversă se apropie de end zone lor. Trei receiver pe partea stângă pentru Bucharest Rebels în acest moment și un run pe partea stângă cu David White, care alunecă undeva la linia de 5 yards și avem un nou steag pe teren. Și avem al doilea down, a fost un holding, cum era de așteptat, și avem al doilea down de la linia de 12, iar pentru Bucharest Rebels, n-a fost holding? 17. A, pardon, îmi cer scuze, așa, e la linia de 17, pentru că poziția inițială a fost la linia de 7. Trei receiver pe partea dreaptă de această dată pentru Bucharest Rebels și Kubaschi va încerca să paseze. Dar presiunea e foarte puternică a celor de la Cluj Crusaders din toate părțile și Kubaschi nu reușește să facă mare lucru. A încercat să alerge cu mingea, dar a fost un sec al lui Dragoș Pop, numărul 55 de la Cluj. Rebels pierzând mai mulți iarzi la linia de 23, ajungând în acest moment de la linia de 17. Este al treilea down pentru Bucharest Rebels, care nu reușește, jucătorii celor de la Rebels nu reușesc să găsească soluții în end zone pentru a ajunge în terenul de țintă advers. Și va încerca o pasă, dar este o presiune puternică a lui Hanno Heinic, o pasă aruncată mult de desubt de Kubaschi, cred că i-a scăpat din mână, din câte ne putem da seama. Hanno Heinic era acolo pentru un tackle. Kubaschi a fost nevoit să evite. Și avem un al patrulea down.
7 minute aproximativ din acest meci, din ce informații am primit. 7 minute din campionatul național de fotbal american, ediția 2008. În spate, Laszlo Tamás a apărat pasa respectivă. Kubacki era sub presiune din partea lui Attila Albert, numărul 45 de la Cluj Crusaders. Mai mult decât atât, Attila a și reușit să-l lovească în momentul în care arunca mingea. Și rămâne al patrulea down pentru că am avut un offside al celor de la Crusaders. Probabil și de asta presiunea a fost destul de mare pe quarterback-ul polonez al Rebels. Și avem s-au încurcat în play-uri cei de la Bucharest Rebels. În poziționarea inițială era un illegal formation, după care au încercat să se redreseze din mers, dar nu au reușit să înțeleagă noul play. David White era în backfield. Mai sunt 6 minute jumate din acest match. Timeout-ul este luat de către Bucharest Rebels. Soarele a început să bată puternic după acele rafale de ploi. Probabil umiditatea la nivelul terenului este una greu de suportat de către cele două echipe. Impresionant efortul lor de joc. Și avem o pasă lungă către David White. Florin Oltean ajunge înaintea lui David White la pasă și blochează recepția. Mingea era foarte înaltă pentru Și avem aici în principal băieții de la Timișoara 89ers care încearcă să facă cât o galerie întreagă. Probabil îi ajută și Și avem o schimbare de posesie pentru Bucharest Rebels. Arbitrii se uită iarăși pe filmare. Mai sunt 6 minute jumate din meci, aproximativ. Nu știm exact la ce se uită arbitrii în acest moment. Totul a părut destul de clar în cazul play-ului respectiv. Da. Beep!
first down Cluj Crusaders de la linia de 18, de 17 yards, 18 yards. Și de la revers au o șansă să revină în meci, dacă poate să se sincronizeze. Și avem o pasă către Maria Micaș, numărul 10, care nu reușește să ajungă la pasă. Era o pasă foarte bună, dacă ar fi fost un pic mai departe pentru Marian. Sunt în continuare 6 minute 20 de secunde din meci. I formation pentru Cluj Crusaders în acest moment. În spate Levente Mate și Maria Micaș, dacă nu mă înșel, și avem un run pe mijloc cu Maria Micaș, care nu reușește să ajungă la linia de scrimmage, sau nu reușește decât să ajungă la linia de scrimmage. Nu, n-a fost Maria Micaș, a fost Răzvan Cristea, numărul 13. Al doilea down și 5 yards pentru Cluj Crusaders, 5 minute jumate din acest match. Și avem un run cu Levente Mate pe mijloc, care reușește să obțină câțiva yards. Avem un nou stack pe teren. A fost o penalizare de 15 yards împotriva. Penalizare pentru ofensiva celor de la Cluj Crusaders. Avem al doilea down și 20 de yards aproximativ pentru Cluj în acest moment. I formation în continuare pentru Cluj. Și avem run cu Hanu Eirich, numărul 44, care reușește să înainteze mai mulți yards înainte de a fi pus la pământ. De către Inoki Ngalo, ba nu, de către Vlad Coric, numărul 53. Și este al treilea down. Este al treilea down și aproximativ 16 yards pentru un set de atacuri pentru Cluj Crusaders.
I-Formation în continuare pentru Cluj. Aceștia nu au niciun motiv să încerce altceva decât run-uri, tocmai pentru a consuma cât mai mult din timp. Și avem un nou un reverse cu Maria Mica, care reușește să găsească spații de alergare pe partea stângă și ajunge până la linia de 22 de iarzi. Este în afara terenului undeva după linia de 20 de iarzi, însă nu reușește să câștige iarzi necesare. Nu reușește să obțină un nou set de atacuri. Este al patrulea down în acest moment pentru Cluj Crusaders de la linia de 22. Sunt aproximativ 6 iarzi pentru a obține un nou set de atacuri cei de la Cluj Crusaders. Mai sunt aproximativ 4 minute jumate din meci. Dacă timpul e contorizat corect și de mine, acum aproximativ 2 playeri mai erau 5 minute jumate. Și avem un pant lung al lui Laszlo Tamaș, care este atins de către Kubaski și recuperat de George Scridon, cel care a dat și singurul touchdown al meciului. George Scridon a reușit recuperarea după ce Kubaski a atins mingea, dar nu a reușit să securizeze mingea. Mai sunt 3 minute și 16 secunde din meci. Acum am primit o informare din partea arbitrilor. First down de la linia de 31 pentru Cluj Crusaders, I-Formation pentru ei și run pe mijloc cu Levente Mate, care este pus la pământ de Inoki Ngalo undeva la linia de scrimmage. Aproximativ un yard reușește să obțină Levente Mate. Avem al doilea down pentru cei de la Cluj Crusaders. Și un nou run cu Paul Cârge, din câte până îmi dau seama, sau a fost un snap ratat. Al treilea down. Zece iarzi penalizare împotriva numărului 78 de la Cluj Crusaders. Se repetă al doilea down. Acum cei de la Cluj au 20 de iarzi și 3 încercări pentru a obține un nou set de atacuri. 15 iarzi, nu 10 iarzi, 25 de iarzi pentru un nou set de atacuri pentru Cluj Crusaders. Și avem run pe mijloc cu Levente Mate, care reușește să scape de un prim tackle și să obțină câțiva iarzi, aproximativ 2-3 iarzi. Al treilea down și 22 de iarzi pentru un nou set de atacuri pentru Cluj Crusaders. Timpul se scurge în continuare pentru Cluj, scorul rămânând 10-0 până în acest moment. Mai sunt 2 minute din meci și din campionat. Cluj Crusaders sunt la 2 minute de a obține al patrulea titlu de campion. Un nou run cu Levente Mate pe mijloc, care este luat în primire de către numărul... Avem și un spean aruncat de arbitri.
de către unul dintre jucători, de către numărul 76 și numărul 1 de la Bucharest. Rebels numărul 1 este Carl Lightfoot, nu știu exact cine este numărul 76. Și avem un holding ofensiv al numărului 78 de la Cluj Crusaders, 10 iarzi penalizare. Deja se formează niște calcule matematice un pic cam dificile. Sunt 32 de iarzi pentru un nou set de atacuri pentru Cluj Crusaders. Este al treilea down. Și avem un nou run pe mijloc care nu cu Levente Mate care nu reușește să ajungă la linia de scrimici. Oprit în spatele liniei de scrimici de Radu Ionescu. Și timeout cerut de Bucharest Rebels cu al patrulea down pentru Cluj Crusaders în acest moment. A fost o penalizare împotriva ofensivei care nu s-a concretizat. A fost respinsă de către Rebels. 1 minut 39 timpul de joc pentru București, pentru meci. 1 minut 39 din acest meci din finala campionatului național de fotbal american, 1 minut 39 din acest sezon competițional 2018. Și avem un snap foarte jos pentru Levente Mate și iarzi din propriul teren. Spread formation cu 3 receiver, cu 3 receiver pe partea stângă și 2 receiver pe partea dreaptă. Și avem run cu Kubacki, care reușește să obțină un nou set de atacuri, un run pe mijloc. Run pe mijloc al lui Iacob Kubacki, care a beneficiat de ceva avantaje spectaculoase cel oferit de David White. A reușit să câștige un nou set de atacuri. Și un nou set de atacuri și hurry up offense pentru pentru Rebels în acest moment. Kubacki a încercat o pasă către Daniel Marcu, mult prea în spate, mai aproape de recepție era Cosmin Popa. Al doilea down pentru un minut și 20 de secunde din partidă, timpul este oprit. Al doilea down pentru Bucharest Rebels, spread formation fără running back, 3 receiveri, 5 receiveri în spate și avem un snap cu totul și cu totul ratat. Care este recuperat de către Cluj Crusaders, undeva la linia de 15 iarzi. Cluj Crusaders a câștigat campionatul național de fotbal american ediția 2018. Mai este un minut, mai puțin de un minut și 20 de secunde din meci, astfel încât vor putea să intre în victory formation, să pună genunchiul jos. Dar avem niște steaguri pe teren.
Opa, două secunde, avem o altercație pe teren. Cu siguranță cel mai unul dintre cele mai efervescente momente ale meciului. Și numărul 99, Robert Damian, Robert Țambrea, l-a agresat pe arbitru principal al meciului, George Rusu. Și Crusaders a câștigat această ediție de campionat. Scorul final 10-0 pentru Cluj Crusaders. Cei de la Cluj au recuperat mingea cu 1 minut și 20 de secunde din meci și cu siguranță, indiferent de rezultat, în ultimul minut și 20 de secunde, chiar dacă meciul se încheie în ultimul sfert, avem parte de de victoria celor de la Cluj Crusaders. În ultimul sfert, conform legislației, conform regulamentului NCAA, deasupra. Conform regulamentului IFAF, de fapt, în baza căruia se joacă aceste meciuri, dacă meciul se încheie în ultimul sfert și nu se mai poate continua și nu mai poate continua partida, atunci scorul rămâne valabil și meciul rămâne acesta. Scorul este 10-0 pentru Cluj Crusaders. Cluj Crusaders sunt pentru a patra oară campionii naționali la fotbal, la fotbal american. Două victorii consecutive în finala campionatului pentru Cluj Crusaders. Astfel încât cei de la Cluj Crusaders ajung pe pole position, să zicem așa, și ajung pe primul pe primul loc ca număr de roboluri câștigate, cu 4 la număr față de nu știm exact ce se întâmplă actualmente pe teren. Probabil ar trebui să urmeze festivitatea de premiere, cel mai probabil. Rămâne de văzut, în schimb. Ce se întâmplă? Felicitări celor de la Cluj Crusaders pentru un meci frumos. Felicitări și celor de la Bucharest Rebels pentru un meci spectaculos. Și un final antrenant, chiar dacă în un sens pozitiv. Arbitrii au încheiat meciul și Cluj Crusaders au câștigat campionatul. Numărul Robol 9 a fost câștigat de către Cluj Crusaders. Până la final este...
felicitări și mai mare tuturor de la Cluj Crusaders care au reușit în nou perfect. Au avut 6 victorii în actualul sezon. Și din păcate ne-am dorit să avem mai mult suspans pe final sau măcar să avem un meci care se încheie odată cu final al titlului după terminarea timpului regulamentar. În privința suspansului, cu siguranță a fost unul, dar nu unul sportiv, din păcate. Pe finalul acestui meci, Cluj Crusaders au obținut victoria și Vicarious Rebels au ajuns în finală în acest an fără să reușească o victorie. Vom filma în continuare, vom transmite live în continuare și decernarea premiilor pentru cele două echipe. Vicarious Rebels în acest moment. Mulțumesc spectatorilor pentru prezență și desigur și internetul spectatorilor, cum îmi place să vă numesc, tuturor celor care sunteți alături de noi, tocmai pentru că nu ne uităm pe televizor ca să fim telespectatori, ci ne uităm pe internet. Bun, și acum este rândul celor de la Cluj Crusaders să salute tribunele. Și tribunele nebunesc în acest moment în fața campionilor. Nu sunt mulți oameni în tribune. Majoritatea spectatorilor de aici sunt cei de la Timișoara, împreună cu câțiva oameni din Reșița. Și desigur, chiar pleci? Și cu acesta se încheie ediția 2018 a campionatului național de fotbal american. Cu siguranță un final efervescent, chiar dacă meciul nu a fost pe măsura finalului. Avem Cluj Crusaders campion pentru a patra oară. Din 8 prezențe în Robol, au reușit să câștige jumătate dintre ele, 4 la număr. Mai mergem? Nu știi tu că joacă pe... Laurențiu Put! Și în continuare, jucătorii de la Timișoara și-au la revedere la noi. Îi așteaptă un off-season interesant pentru toți. Tot pentru toate echipele din campionat. Avem și o fumigenă a celor de la Cluj în acest moment. Unul dintre jucători mai este în stare să alerge la finalul acestui meci. Urmează festivitatea de premiere cu
iar președintele ligii, Attila Nagy, este cel care va da, va înmâna premiile celor două echipe. La fel ca la finala mică, Attila Nagy, președintele ligii, România este cel care acum îi premiază pe jucătorii care trebuie să fie pe locul al doilea. Un meci interesant pe parcursul căruia am avut ocazia să vedem.
campioana din 2018, a reușit această performanță, poate în principal datorită defensivei foarte exacte, a reușit să păstreze la distanță reușitele adverse, în care nu au întâlnit 7 tașa în acest sezon. Este al treilea meci în care echipa adversară dintre la aceste Saders nu reușește să marcheze un touchdown. Am lăsat aceste câteva minute de liniște fără comentarii. Eu sunt Tiberiu Angherina, alături de mine este Ionuzu Cian Panduru. Toți capitanii, vă mulțumim. Cu toți antrenorii celor de la Cluj Crusaders vor ridica trofeul Robo 9 al patrulea câștigat de către Cluj Crusaders. Vă mulțumim că ați fost alături de noi de-a lungul acestui sezon și de-a lungul acestui meci. Sperăm că ne-am ridicat la un oarecare nivel și cu siguranță încercăm să facem mereu lucrurile mai bine, astfel încât noi vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și sperăm că ne vom revedea și ne vom reauzi și la următoarea ediție a Campionatului Național de Fotbal American. O seară minunată în continuare și din nou Cluj Crusaders campioni pentru a patra oară în cadrul Robol 9. O seară minunată!